Și 9 minute, m-am spus eu că astăzi este joi, ziua mea preferată, din mai multe motive și unul dintre acestea este că astăzi vorbim despre doamne, în mod special despre mame, mamele care se bucură de o atenție deosebită, nu doar de 8 martie, se bucură de o atenție deosebită pe tot parcursul, ar trebui, pe tot parcursul vieții. Despre mame vorbim astăzi cu inițiatoarea unei campanii foarte mari și foarte frumoase, care se desfășoară în foarte multe județe din țara noastră. Mirela Retegan este în direct cu noi, fondatoarea Gașca Zurli și inițiatoarea campaniei Adoptă o mamă. Bună dimineața și bine ne-am reauzit! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur foarte tare să vă văd, să vă aud și să-i salut pe ascultătorii voștri. Vă mulțumesc că și anul ăsta ne susțineți și ne ajutați și faceți în așa fel încât campania Adoptă o mamă să ajungă în casele oamenilor care ascultă Viva FM. Toată lumea știe că Mirela Retegan este tanti prezentatoarea, mama Găștii Zurli, cum mi-au spus, cum ți-au spus chiar colegii mei. Am primit și pupici cu sclipici, așa, dimineața noastră deja Da. este mult mai Noi suntem strălucitoare. în Casa Zurli și pentru cei care vă urmăresc online, sunt într-o pauză de filmare și o să întorc puțin camera. Ia uite, aici sunt cucuietele. Bună dimineața! Bună dimineața, păpușică! Asta e dormitorul din Casa Zurli. Tudor Petre Marin este regizorul nostru și i-am prins într-o pauză de filmare. Nicu are grijă să se audă foarte bine ce vedeți voi la televizor, la Antena 1. Așa că o să profit de pauza asta să vă spun că am mare nevoie de ajutorul tuturor femeilor și nu numai și anul acesta, pentru că există în țara asta foarte multe femei care n-au mai avut parte de o bucurie de multă vreme. Foarte multe mame care de 8 martie nu și-au mai permis un lucru pentru sufletul lor. Și asta vrea să facă, de fapt, campania Adoptă o mamă, să deseneze un zâmbet pe chipul acestor mame. Eu cred foarte tare că atunci când o mamă zâmbește, un copil râde și când un copil râde, salvăm o lume întreagă. Este o campanie care s-a bucurat de succes în anii anteriori. Ați reușit să vă îndepliniți oarecum scopul, bineînțeles că încet, Da, și suficient. ea crește, ea trebuie să crească în continuare, ăsta este scopul. Eu am din fericire niște soldați foarte buni acolo la voi și la Botoșani și la Iași și la Focșani, niște fete senzaționale, pentru că despre asta e vorba. Eu am pornit un bulgăre mic, uite la București ninge, ninge, stați să vă arăt, apropo de zăpadă, ninge frumos de azi dimineață. Frumos Eu și mă scuze, da. am pornit un bulgăre mic, mic și ăsta s-a transformat așa într-un om de zăpadă imens, pentru că toți cei care aderă la această campanie pot singuri să facă asta. Orice femeie care își poate permite să pună într-o cutiuță un deodorant, o eșarfă, un lac de unghii, o perie de păr, lucruri specifice unei femei și universale și care poate să facă fericită o mamă care nu și-a mai permis de mult niște mărunțișuri numai pentru sufletul ei, poate să pregătească acest cadou. Noi avem centre de colectare și la Iași, și la Botoșani, și la Focșani, deschidem unul și la Suceava, sau pot pur și simplu să le trimită prin curier la adresa noastră din București. Pe mirelaretegan.ro sunt toate detaliile campaniei și până pe 3 martie noi adunăm aceste pachete pe care de obicei eu le duc personal la secțiile de oncopediatrie. Știi, nu se gândește nimeni că acolo, în secțiile alea de oncopediatrie, unde sunt copilași și bolnavi de cancer, la căpătâiul fiecărui copil e o mamă care și-a pus pe pauză viața ei, care nu mai merge la muncă și care nu se mai gândește la ea absolut deloc, pentru că tot ce așteaptă în fiecare zi sunt rezultatele analizelor. Și noi ne ducem de 8 martie, eu până acum mergeam, acum nu știu dacă o să pot intra în spital, dar mergeam și complotam cu copilașii și le ziceam, uite, cadoul ăsta este pentru mami și tu o să-i dai și spui că e de la tine, l-a făcut o doamnă și ți l-a trimis ție. Este atât de emoționant tot ce se întâmplă acolo, încât credeți-mă că merită să fiți parte din bucuria asta imensă pe care noi o cumprim. Bucurie la dublu, de fapt.
Da. Apropo de poveștile pe care ne le împărtășiți, care a fost una semnificativă care v-a rămas așa în suflet și care e motorul pentru care an de an porniți această campanie și această mișcare până la urmă? Nu există o singură poveste, pentru că eu am foarte multe astfel de povești. Gândește-te că fac această campanie de 6 ani și întâlnesc aceste mame. Există mame pe care noi nu le știm, dar care au fugit din pumnii și din palmele bărbaților, pe care i-au iubit la un moment dat și care ar fi trebuit să le protejeze. Ele și-au luat copiii în brațe și au fugit de sculță de multe ori și s-au refugiat într-un centru unde cineva are grijă de ele până să pun pe picioare. Există mame care au adus pe lume copii, deși familia a fost împotriva acestei nașteri și tatăl copilului nu și-a recunoscut copilul și totuși mămicile acelea, foarte multe, foarte tinere, au spus nu, eu vreau să aduc pe lume sufletul ăsta și la fel ele locuiesc într-un centru în care cineva le ajută să se pună pe picioare. Sunt foarte multe povești în România și e multă nevoie de noi să le susținem pe femeile astea, să înțeleagă că nu sunt singure. Eu iubesc foarte tare bărbații tați. Am un respect enorm pentru bărbații care cresc, responsabili, care cresc copii. Pentru mine o mamă nu este o femeie care naște. Pentru mine o mamă este o femeie care ia în brațe un copil și nu-i mai dă drumul toată viața. Pentru mine un tată nu este acel bărbat care prin actul sexual contribuie la nașterea unui copil, ci acel om care îl ia în brațe și îl crește toată viața. Și mamele, dincolo de orice ar spune bărbații, sunt legătura aceea divină dintre copil și lume și avem nevoie de mame sănătoase fizic și emoțional. Și noi asta facem cu campania Adoptă o Mamă. Încercăm să le facem bine. Suntem doctori pentru sufletele lor. Și vă rog din toată inima să vă ridicați din fotoliu, toți cei care ne ascultă, și să faceți un gest, să vă duceți și să cumpărați niște lucruri. E foarte important să fie noi. Nu facem pomană. Pomană facem la biserică. Aici facem daruri. Facem cadouri, dăm lucruri noi pe care le-am purtat și noi, pe care le-am dat mamelor noastre sau pe care am vrea să le primim. Și anul ăsta eu nu vreau cadou de 8 martie, eu vreau cadoul acela să ajungă la o mamă pentru care contează enorm. Pentru mine e încă un parfum, încă un deodorant, încă o perie de păr, încă un ondulator, încă o poșetă, încă o eșarfă. Nu le vreau. Vreau pentru ea să fie poșeta, eșarfa, ondulatorul primită de 8 martie. Speciale. Mirela, știu că ești așa într-o pauză foarte scurtă, dar nu te las să pleci până nu ne dai vestea cea mare, pentru că nu doar mămicile, mai ales copiii așteaptă vestea cea mare. Am văzut pe pagina Facebook și n-am putut să te las. Spune-ne. Doamne, deci ieri când am pus în vânzare biletele pentru online și am anunțat spectacolul, eram la filmare și chiar filmam o scenă specială în care fetița Zurli cântă cântec pentru Maia și la sfârșitul cântecului toți colegii din cașcă se duc să o îmbrăcișează și am început să plângem toți pentru că ne-a atât de dor să urcăm pe scenă. Facem primul spectacol la un an de zile după pauză. Am avut ultimul spectacol pe 8 martie anul trecut la München. Vom avea primul spectacol, noi îl numim 2.0. pentru că e altfel. E un spectacol în care noi o să ne ducem într-o sală de spectacol unde vom avea niște invitați, nu vindem bilete, pentru că vrem să vedem cum funcționează lucrurile, vom invita niște prieteni cu copii, respectând toate regulile de capacitate și de siguranță, dar acest spectacol va fi transmis online. Cât costă biletul la spectacolul online? Nu sunt în școală, eu nu știu cât costă, dar oricum e ceva modic. Și știi care e ideea? Eu nu m-am grăbit să fac spectacole online pentru că mă gândeam tot timpul. Iar le dau părinților un motiv să-i pună la televizor, iar stau în fotoliu să se uite la un ecran, dar am găsit cum să fac un eveniment acasă la voi. Și cei care își vor lua bilete pentru online vor avea o perioadă de pregătire. Copiii vor trebui să confecționeze o coroniță de regină pentru mamă și o diplomă de supermame. Și într-un anumit moment din spectacol, pe 7 martie, acasă la tine, îmbrăcat așa frumos, cei membrii familiei te vor așeza pe un scaun și eu îi voi ghida să te declare regină și să-ți dea diplomă de supermamă și de fapt
o să facem un eveniment în casa fiecărei persoane care este conectată la acest spectacol. Mi se pare că ăsta e viitorul și că 2.0 înseamnă pentru noi, de fapt, o nouă formă de manifestare artistică și că spectacolele de acum în lume vor fi în acest fel. Cine va reuși să ducă spectacolul în casă și oricât de departe ar fi participanții la spectacol, va reuși să facă spectacole. Va mai trece timp până ne vom aduna din nou în sălile mari. Vreau să-i asigur pe toți cei care ne ascultă și care au bilete cumpărate pentru anul trecut, că după ce facem acest experiment, să vedem cum funcționează, vrem să luăm fiecare oraș pe rând și să ne ducem, uite, în Suceava sunt vândute 400 de bilete. Trebuie să vedem exact în ce condiții noi putem să facem spectacole în Suceava. Și poate ne ducem un weekend întreg la Suceava pentru toți cei care au biletele cumpărate de un an de zile și au avut răbdare și au așteptat. Avem treabă multă, să vină primăvara odată. Să vină și să, și uite că ne-au lipsit și îmbrățișările și fotografiile cu personajele din Gașca Zurli. Iată, vești bune pentru ascultătorii noștri și pentru cei care ne privesc în online. Îți mulțumim, Mirela, succes tuturor colegilor. Da? Cu drag, fug la filmări, mă duc, ne vedem duminica de la 10 la Antena 1 în fiecare dimineață de aici din Casa Zurli. Aram zamzam. Mulțumesc, vă dorim. Mulțumim. Aram zamzam. Cinghilinghi! Înseamnă vă iubesc în limba zurli. Pare. Mulțumim. Cinghilinghi! Și noi pe voi. La revedere.